ele sunt de la Brazna. Toată echipa e de la Bușteni. Ei au luat ce le-a făcut. Da. Ce le influențați?
lăsați-le în lumea lor. Noi avem o lumea noastră, un univers. Nu-i luați din spațiul lor. Nu-i luați din universul lor. Duceți-vă, profesorii, duceți-vă în universul elevilor. Nu. Duceți-vă în universul lor. De aceea îi pierdeți. Mergeam în troleu. De la universitate la rectorat. La autobuz, așa știți că sunt două, patru scaune față în față. M-am așezat din întâmplare și două studente față în față cu mine. De la geografie la... Mâine avem! Se bucura de fizică, de matematică, de fizică, matematică. Și o alta am info. Cred că n-am încredere. Deci mi-a rămas în minte lucrul ăsta. Ce mă bucur. Și eu credeam că o să explice. Cum? Nu. Deci, elevă de liceu. V-am zis că învățarea trebuie să fie o bucurie. Vai, am avut atâtea, așa emoții, să-mi spună, domnule, să-mi spună, că trăgea cu urechi. Știți ce a zis? Nu facem nimic. Deci nu facem dezrealitate, nu facem nimic. Nu e general în țară sau la licee. Asta e realitatea. Cine era de vină? V-am zis că elevii nu sunt de vină. Am discutat așa, profesorii sunt de vină și formă sistemul, programul. De aceea am zis că e criză, domnule. Nu le-am întrebat ce. Nu face nimic. Păi mă așteptam că era mai bine dacă pe internet, intrăm pe internet. Haideți! Au trecut emoțiile. Au zis că au nevoie doar de 8 minute. 7 minute. Fotografiați-le. Pe urmă, ies din realitate, se duc în virtual. Vor fi în mintea voastră. De virtualul, oamenii trăiesc în fiecare, vedeți că vă întrerup, în fiecare secundă și la lecții și oriunde, omul trăiește, are trăiri în virtual și real. Eu mă gândesc acum la Sindaia, are teleferic, merge teleferic. Deci mă gândesc acum în virtual și pe urmă, la dumneavoastră. Învățarea și viața omului este între virtual, am explicat asta pe la CNIP, între virtual și real. Mintea noastră e virtuală. Cunoașterea noastră o avem aici. Asta am făcut de 16 ani la CNIP. Între virtual și real. Și nu renunț la cuvântul ăla în virtual. Învățământ virtual, nici după ce nu o să mai, dar văd că deja am propuneri. Nicu va fi. De aceea nu rămâne. Nu e învățământ virtual. Nu e imaginar, domnule. E diferența. V-am explicat. Între virtual și real. Noi așa facem. Chiar acum. Vă gândeți la Chișinău acum? Nu aveți în față. Sunteți în realitate. Urmează Chișinău. Mai vrea cineva vreo explicație? Să mă întrebe cine. Le las ca să treacă emoții. Vreți să mă întrebați ceva? Nu mai am.
Dar n-a rost. Hai. Nu, nici vorbă. Nu, nici vorbă. Ele au pus? De ce proprietari? De exemplu, în momentul în care îi dărești copilului telefon, devine oarecum proprietatea lui. Știe să aibă, învăță să aibă grijă de el. Luându-l la școală, e un bun al lui pe care trebuie să îl protejeze și am spus aici, organizarea timpului personal, adică telefonul ce, cum am spus, dacă de la început îi induci o disciplină. Învățare, îl induci să învețe prin doar prin învățarea, prin folosirea telefonului, acesta știe când să-l folosească, când este bine să-l folosească și când este bine să-l folosească. De exemplu, vă dau un exemplu de la din școala noastră. Noi avem o putere procese verbale prin care profesorii sunt de acord. Procese verbale? Da. Ați văzut că am dat o listă să vă elimina. Vedeți că vorbesc cam mult, colegi. Vreau să vă vorbiți? Mâine sau păi mâine o să vă contacteze cineva de la laborator, are un post de marketing. Da, eu zic că... Uite ce se bucură. Bun. Prin care profesorii sunt de acord ca noi să folosim telefoanele la oră, prin diferite aplicații pe care le și prezentăm meteilor. Nu, că nu aș nu îmi deja sunt de altceva. Pentru responsabilizare, ei învață să-și gestioneze timpul pe care l-au pentru învățat și pentru alte activități și, de asemenea, faptul că ei au un bun în propria responsabilitate. Știi, să înveți, să ai grijă de el. Unii nu vor. Și am spus că cu ajutorul telefonului putem învăța lucruri noi prin jocuri interactive.
și și domnul Ban. Vedeți? Deci îmi place foarte mult să vă duc la sacrificiu. Așa și despre, vreau să vorbesc despre aplicațiile folositoare, cu ajutorul cărora ne putem testa cunoștințele. Și ne referim acum la Google Drive. Ne-am gândit noi că este foarte folositor. Și aplicația Backup, mă bucur că am urmat o dată, dar se leagă. Noi am făcut un videoclip în care ne-am filmat în urmă cu colegii de clasă, doamna de matematică, doamna profesor Catanela, care este și dumneavoastră implicată în proiect. Precis? Da. Ne-a ajutat, ne-a făcut un test de clasa 12 la integrale și noi am folosit aplicația. La integrale? Da. De integrale. Avem și testul în aplicare la analiză și ne pregătim. Suntem în temă. Și la Google Drive. Păi vedeți că e de chimie. Nu, cealaltă, opră. S-au ascuns. Un test pe care am dat mai multe dati la ACLE. Dacă vedeți cum s-a făcut, deci avem, în Google Drive am creat un test de 9 iteni, în fundul Chiciu, și le-am dat cu... Da. Am creat pe grup pe 6 grupe. Exact. Da. 6, 4. Da. Uitați cum lucrează. Da. Unde e tal? Aoleu. Să scoate. Laboratorul de chimie? Laboratorul de chimie, da. Laboratorul de chimie. Da. Ne-am, ia un telefon. Eu, are nevoie? Au voie. Au voie să le puteți. Au voie să le puteți. Au voie să le puteți. Corespunderea mea. Pe ce vreau eu. Da. Am multe răspunde. Mi-a sumat răspunderea mea cu ordine și nu avem nicio problemă. Nu zic foarte bine. Uite cum lucrează. Da. Deci a fost foarte încântat. Dar noi este foarte puternic spiritul acesta de echipă. Lucrăm foarte mult. Spirit. Da. Sunt foarte uniți. Da. Pe care am mai luat un echipit ca de viță. De la Zara Artemis, de la numele Colciului. Da. Și am mai filmat cum am lucrat și în aplicația ca acum. Am explicat doamna. Deci totul e să lucrezi în spirit. Dar de unde știți de platforma? Eu folosesc de mult. În prima oară am numit-o clasa nouă, ne-a explicat că doamna profesor de română și am făcut... De română? Da. Ce legătură are română? Am făcut un test din Batalu. Îi întrebă din Batalu. Din Batalu? Da. Am verificat conștiințele dacă am scris bine mesajul lor. Ce copiază el acolo? Exercițiul de sus care era proiectat pe... Păi mai trebuia să-l copieze? Pe dezvoltare trebuia pe lucru. Nu mânea tot timpul acolo? Ba da, dar el vreau să dezvolte și ține și mai decât un test de acolo e pus pe foaie și scrie de cază de lucru mai rău. Văd că profesoara nu apare, dar cred că e printre voi. Așa se învață. A, da. Așa se învață. În mijloc. În mijloc. Este final, m-am filmat tot că erau 5 minute vorbe, sunt de grele, dura prea mult. Am avut 2 minute de fiecare întrebare și e destul de dificil. Dar în lucrare nu mi-a spus chestia. În lucrarea scris. În... Păi, acolo am amintit ce vorbeam.
8 sau 9 pagini, 8 sau 9 pagini. 8 sau 9 pagini. Da. Deci noi le-am aplicat după. A, după. După, da. Da, merge și așa, foarte frumos. Ne-am gândit după să... Foarte, s-au gândit. Da. Da. Dar cine vă lasă să gândiți? Că de exemplu, cum mi-a zis mie de cam atunci, când l-am pus în lăsit cu un volum dedicat, să nu se supere cineva. Dacă se supără directorul sau un coleg de-al noastră, se profită. Deci dacă se supără, de ce nu se supără? Toate metodele. Dar dacă o metodă e rea? Nu poți. O verificăm.